de pe sus, exact așa am văzut. Mai mare egal decât x plus y 1 supra 2. Asta e o formulă. Nu, nu, asta era la exercițiu, adică la mine. Da. Și acum, ridicăm totul la pătrat, îți va spune că x pătrat plus y pătrat plus y pătrat, totul la pătrat, e mai mare, egal decât 1 pe 4. Mm-hmm. Înmulțim totul cu 4. Avem 4 pe lângă noi. Mm-hmm. 4 pe lângă. Uite-l acolo. 4 pe lângă x pătrat plus y pătrat. Tot la pătrat. 4 pe lângă x pătrat plus y pătrat la pătrat e mai mare dat decât 1. Bun, terminat. Asta și trebuie să arătăm. Mai luăm o dată? Da. N-am scăpat atât din mână. Le luăm încă o dată. Deci tu ai propus să aduc aceeași numitor. Am făcut asta. Pe 8 l-am scris ca 4 plus 4. Adică 2 la 2 plus 2 la 2. Și am aplicat acesteia Cebușev. Nu Cebușev. Coșic Bunea, Coșic Varț. CBS-ul. Da? Și mai mare egal. Asta e adevărat. C, B, S. Mai mare egal decât așa. Și acum era povestea să arăta asta pe adevărat. Cu semn din întrebare. Bine, bine. Atunci am luat deoparte că X pătrat pe 1 plus Y pătrat pe 1. Adică asta trebuia să o arătăm. Am dus o echivalență, am folosit pe 1. Da. Da, tu unde le-ați pierdut? Aici trebuia unul în loc de X plus Y. Așa, și șterge. Aici unul. Și restul șterge? Tot? Da, șterge tot ca să reluăm cât de... Eu am alergat prea repede și nu... Și le-ați pierdut cumva. Da. Și aici mai mare egal decât unul trebuia. Mai mare egal decât unul. Așa, nu, gata, se desteaptează. Dar și cum de s-a întâmplat așa? Băi, ce-a făcut să fac pe asta? V-am zis că ați dat prea mult cancel până la urmă cu reier. Adică eu n-am făcut restart. Eu zic să nu mai faceți și inegalitățile astea în timp, asta că nu erau, că te erau suplimentare, așa am zis. Păi da, măcar una să facem și din alea. Deci ne uităm, neapărat ne uităm și la urmă, deci ia să vedem ce și cum. Da? Haideți să o vedem pe asta, că asta e destul de interesant. Deci 4 pe lângă x pătrat plus y pătrat la pătrat, mai mare egal decât 1. Ei, aici am zis așa, că x pătrat supra 1 plus y pătrat supra 1 e mai mare egal cu formă TU. X pătrat supra 1, a 1, de ce a spus supra 1? Coeficientul x pătrat 1? Ca să mă leg cu au ăsta. Că inegalitatea lui... A-ul a luat 1? A-ul a luat 1. Și B-ul tot 1, da? Și B-ul tot 1. Bun. Dar de ce n-am luat 1? Pentru că iar am mai X pătrat, sigur, și eu pot pune în următorul 1. Da. 1, corect. De X pătrat. X pătrat supra 1, plus Y pătrat supra 1, corect. E mai mare, egal, conform lui... Decât X plus Y. X plus Y. Da. Supra 2. Supra 1 plus 1, ca să zici la dumneavoastră. Care 2? 2. Și apoi 2x pătrat plus 2y pătrat? Nu, n-am luat aceeași numitor. De ce? Mi-o mai am condiția că x plus y este egal cu 1. Dar acolo e x plus y pătrat. Aici e plus x plus y pătrat. Foarte bine. Deci am asta. Deci am asta. Deci am asta. Și atunci ia să traduci conform așa. Dar este adevăr. Da. Traduce x pătrat plus y pătrat, e mai mare egal decât 1 pe 2. Și amplificăm cu 4. Ridicăm deci, la pătrat, parcă. Deci, avem amplificăm, poftim, dar mai întâi de la pătrat. Trebuie să avem tot la pătrat. Și totul la pătrat s-ar duce așa. X pătrat plus y pătrat, tot la pătrat. Totul la pătrat, e mai mare egal decât 1 pe 4. Și l-am obținut 4, da? Și acum am de cu 4 sau la aceeași metodă mai bine și echivalent cu x pătrat. Cu 4 pe lângă. 4 pe lângă x pătrat plus y pătrat la pătrat e mai mare egal decât 1. Ceea ce trebuie arătat. Ceea ce trebuie arătat. Adevărat. Da. Este adevărată inegalitatea. Pentru că
Asta fiind făcută, înseamnă că la început de ea adevărată, nu? Pentru că open x pătrat plus y la a patra este mai mare egal decât, conform lui Cebușel, decât asta. Deci, iată cum redacă în final. 8 pe lângă x la a patra plus y la a patra e mai mare egal decât, pe 8 scriu, 2 la a doua, să fie clar în redacție, 2 la a doua plus 2 la a doua pe lângă x la a doua, totul la a doua, plus y la a doua, totul la a doua, care este mai mare, egal, deci asta, conform prin CBS, e mai mare, egal, decât produsele lor. Adică 2 la a doua ori x la a doua, 2 la a doua ori y la a doua. Care s-ar scrie egal mai departe cu 4 pe lângă x pătrat plus y pătrat 4 pe lângă x pătrat plus y pătrat, iar asta conform lui de trebuie să mai aveți totul la pătrat, ceva cu scăpare. Da. Da, totul la pătrat este mai da. Da. Conform lui vedeți undeva ați mai scăpat și în față. 2x la 2 plus 2y la 2, totul la 2. Totul la 2 aici. Da, fără 2 la 2. Fără 2. Fără 2 la a 2. Pe lângă. Deci este 2 la 2 pe lângă asta, da? Aha. Da. Așa. La pătrat. Acum e clar, da? Ce vezi? Și așa e 2 la 2, da? Adică 4 pe lângă x pătrat. Da. Mai mare egal, conform lui titlul Sandrescu, e mai mare egal decât 1 pe cu 4 supra 4, ar zice. Care a fost x plus nu, așa. Numai asta, x pătrat plus y pătrat, e mai mare egal decât x plus y la pătrat. Și atunci 4 ăsta fiind în fața aici, eu zic 4, înmulțit cu x plus y la pătrat, supra 2. Dar 2-ul, fiindcă ridicăm la pătrat, supra 4. Acum... Deci x pătrat de plus y pătrat... X plus y totul la 4? Cam x la 2 plus y la 2, totul la 2. Deci eu am aici x pătrat plus y pătrat mai mare ca 1 pe 2. Deci x pătrat plus y pătrat la pătrat e mai mare decât 1 pe 4. Da? Pe x plus y l-am locuit cu 1. Și atunci apare 4 cu 4 se înțelepte, că avem 4 ăsta din față. Și deci vine egal cu 1. Fiindcă x plus y egal cu 1. E terminat. Vi se pare ceva neclar? Nu, e clar. Da? Da. Deci x pătrat plus y pătrat o avem aici mai mare egal decât 1 pe 2. La pătrat e mai mare egal decât 1 pe 4, din cauza că x plus y ăsta a fost egal cu 1. Și deci, doar dacă vreți să fie și mai clar aici, pe la a patra. A fost la a doua, x pătrat plus y pătrat mai mare ca la a doua și încă o dată la pătrat, am aici în șirul de implicații, la a patra vine. Dar fiindcă x plus y face 1, e terminat de aici. Poate să ne evaluați din aia înculegerii? Măcar una? Din alea trei? Hai să încercăm. Una și plecăm. Încercăm să aptea să ori nimeni de dat. Da. Să uită așa de frumos la tine. Pentru că mai erau și alte teme, știți? Da, bine. Am aflat un test pe azi. Iată bine am știut, domn profesor. Așa, să vedeți. Acum să vedeți. Deci în cea trebuie să vedeți inegalitățile astea a lui Titu Maiorescu și a luat a vede rost, nu? Da, eu uit așa. Trebuie știi. Da, da. Dați repede, o inegalitate. O inegalitate. Oi? Da, oricare. Oricare, hai. Ok. A supra B plus C. A supra B plus C. Plus B, B supra C plus D. C plus A. C plus D. C plus D. Plus...
cunosc cel supra de pluse. Plus D supra E plus A. Plus E supra A plus D. Mai mare sau egal cu 5 pe 2. Și zice că ABCDE sunt numere pozitive reale. Și ok. Facem prin asta teorema lui Michelin. Teorema cum că Michelin o să-mi dat în decizii. Teorema... Ce vezi? Nu. Ce mai teorema? Da, și o facem cu a la a doua, lângă A plus B plus C. Da, putem lângă B plus B, pe lângă B plus C plus D, cu aia o facem. Sau putem cu CVS. Halutită? Da. Da? Cu CVS, dacă ridicăm A pe lângă B plus C, ca să avem și a la a doua și fără numitor. Mi se pare că am făcut în clasă așa. Deci aici o vedem că ea este cu 5. Avem 5, deci A, B, C, D, E sunt 5. Putem ridica A pe lângă B plus C la prima, B pe lângă C plus D, ca să ridicăm la pătrat și să scăpăm și numitor. Deci propune să mulțim cu un A aici, vine A pătrat, nu? Da, și cu B plus C, ca să scăpăm de numitor. A pătrat supra? A ori B, A lângă B plus C. A pe lângă B plus C supra A. Da, scăpăm de numitor și folosim CBR. Nu înțelegi la profesor ce ziceți voi. Vorbiți clar. Dar eu nu, în momentul vreau să fac cu teorema lui aia, nu merge. A cui? A lui prima. Teorema lui afli... Că bă, e să dacă mulțim cu un B plus C... Să mulțim cu A pe lângă B plus C la primul, ca să ridicăm și ăsta, numărătorul la a doua, scăpăm și de numitor. Și folosim apoi... Dar dacă ne facem o fracție, când o primim pe ea, ca o fracție de sine. Deci când o primim ca o fracție de sine stătătoare, vine A supra B plus C. Și apoi să amplificăm cu B plus C. Și asta, dacă amplificăm cu B plus C, ea devine A pe lângă B plus C, supra B plus C la pătrat. Asta înseamnă amplifica o fracție. Și numărătorul și numitorul. Cine? Deci nu? Da. Și se întâmplă, deci într-una echivalentă. Echivalentă înseamnă așa. Bun. Deci noi ce facem? Putem să le dăm invers? B plus C supra A plus C plus D supra B plus D plus C supra C mai mare egal decât 2 pe 5? Adică inversele lor? Da. Că e media... Nu putem? Putem sau nu putem? Deci mă întrebam dacă inversele lor mai mare egal decât 2 pe 5. Păi cum tot în toate mai mare și cât fracția rezultată? Nu prea. Cum poți să scapi de numitor la prima? Cum poți să scapi de numitor la prima? Nu poți. Să luăm toate. Numai pe ea de sine stătătoare și dacă vrei să scapi de numitor, nu știu cum să scapi de numitor. Nu îmi dau seama cum să scapi de numitor la prima. Adică... Ai zis că ai făcut ceva în clasă. Da, dar nu știu să am greșit în clasă. Da, când am zis am făcut ceva în clasă și nu am mai pus. Nu știu. Cred că am greșit eu. Eu v-am zis că te-am făcut ce am zis plus. Adică n-a avut o idee, hai să ne folosim de una din egalitățile astea, care le-ați învățat. Nu le-ați învățat degeaba. Hai să fie congres. Da, dar eu când am zis, hai. O să vedem ce înțelegi tu. Mă rog, până mă înțelegeți, mergeți un pic încolo? Da. Tu sunt din sena pe care? Am greșit. Știi, vreau să înțeleg ce ai încercat tu aici. Dar nu știu, am luat-o de la clasă. Am copiat-o de pe... Așa, parcă nu te ești scris. E prea inteligent. De tabă, ați copiat-o? Da. Dar cine a scris-o? Domnul profesor? Da. Dar cred că am scris-o. Care ai copiat-o greșit? Păi am copiat-o greșit, sigur. Nu știu, trebuie să înțelegem dacă este... Da. Dacă asta... Dacă... Dar o facem mai bine. Știi,
E Miruna, ar vrea să ne facem să înțelegem niște lucruri de acolo. Da. Chiar tu păsită, nu înțeleg nimic. Vedeți, dacă am luat și la mine, nu mai ajut, nu mai sunt nici în sfârșit. Vedeți, sau geografie, biologie, știi? Atunci minte acolo. Da, ia, mai acolo. Și nici abătrai. Exact. Să văd dacă biologie. Hai, mai gândim 2 minute și gata. Dar concentrați-vă și voi 2 minute. Vă rog, Iubire. Ce să faceți? Să ne dăm și când e vorbire, că au batut un mult, nu pot să vină atât. Dar cu mine nu m-aș duce weekendul, deci ce-a văzut de mai țără de la mine? Mai am un moment, mai stai după dacă la clasă. Ia să vedem. Deci să știți din prostie, aia care e scrisă, că mi se pare că n-ați făcut nimic bun. Adică dați una echivalentă și atât. Păi hai să facem proiectul Andrei. Haide să urmărim totuși dacă pe Cebușev l-ați făcut aplicație, să vedem cum creăm condițiile Cebușev, da? Deci... Era așa mai înainte. A1, B1, plus A2, B2, plus puncte, puncte, plus AN, BN, totul la pătrat, era acum. Mai mic egal, parcă, decât A1 pătrat, plus B1 pătrat, plus A2. Nu, A1 pătrat, plus A2 pătrat, plus puncte, puncte, plus AN pătrat, pe lângă B1 pătrat, plus B2 pătrat, plus puncte, puncte, plus BN pătrat. Acum, deci încercăm să, din A supra B plus C, să construim un produs de două fracții, de două numere. Și iată cu A supra B plus C. Poate fi văzut egal mai departe cu... Ia să văd cum mă pot vedea, mă pot prinde. Cu A pătrat supra A pătrat ori BC, B plus C, înmulțit cu A supra B plus C. Nu. Mulțit cu A supra B plus C. La pătrat ar trebui să fie una din ele. Ce-ați făcut? Încercăm să o scriem altfel. Ca să simplifică aia cu aia și rămâne A pătrat acolo, nu profesor, ce vă ajută? Dar nu putem să o amplificăm la fiecare casă până la a doua. Deci nu a fost amplificat. Este o construcție interesantă, dar vreau să vedem exact cum fosta A supra B plus C, o vedem ca produsul a două fracții. Deci ca produsul a două fracții și apare atunci A pătrat B plus C, B plus C nu. B plus C ar trebui să fie B plus C la pătrat, cu B plus C se simplifică. Face A supra A plus B plus C la pătrat. Să văd dacă inegalitatea asta putem prinde A supra B plus C. Pe lângă B plus C. Deci dacă îi transformau, hai să vedem așa, dacă aș transforma aici mulțim cu A pur și simplu pentru formarea pătratului perfect, ar apare, după titlul Sardescu, A pătrat supra A pe lângă B plus C plus B pătrat supra B pe lângă C plus D plus C
pătrat supra centrul G. D plus E. D plus E. Plus D pătrat. Plus B. Pătrat. D pătrat, da? Da. D pătrat supra. Supra D pe lângă E plus A. Pe lângă D. D pe lângă E plus A. Plus E pătrat. Plus E pătrat supra. E pe lângă A plus B. E pe lângă A plus B. E mai mare egal, conform lui TA, Titus Andreescu, mai mare decât A plus B plus C, A plus B plus C plus D, la pătrat, plus E, plus E în cazul nostru, plus E, supra, totul la pătrat, da, da, supra procesului câte două, A pe lângă B plus C, A pe lângă B plus C, plus B pe lângă C plus A, plus B pe lângă C plus A, plus C pe lângă D plus E, lângă D plus E, plus D pe lângă E plus A, plus E pe lângă A plus B. E plus A plus? E pe lângă A plus B. E pe lângă A plus B. Bun. Și scoatem diferente. Asta ar fi în clipa de față. Dar A pătrat pe lângă B plus C. Deci, noi eu în clasă ce am greșit? Adică am făcut amplificarea prost? Că trebuia să mă apoi la chestia aia, nu știu. Deci, tu ce faci acolo este încercarea de a se construi niște teme din relația lui Cebușev, dar încă nu e clar cum ai reușit să faci mișcarea asta. Deci, tu ai avut așa acolo. A pătrat pe lângă B plus C. Ai B plus C. Și amplifici cu A. A pătrat pe lângă B plus C. Și B plus C la pătrat ar fi trebuit să fie. B plus C la pătrat supra. Deci, hai să luăm asta. A supra D plus C poate să fie privită ca fiind A supra D plus C înmulțit cu B plus C B plus C la pătrat. Atunci rămâne aici pătratul și D plus C aici. D plus C supra A. Ia să vedem prin simplificarea. Și aici A pătrat. Așa. Ca A pătrat cu A se simplifică, B plus C la pătrat cu B plus C se simplifică și cu pătratul aici rămâne asupra B plus C. Deci, ăsta de aici, A supra B plus C, poate fi privit A pătrat supra B plus C la pătrat, împărțit cu C plus A supra A. Adică ar fi egal mai departe cu A supra B plus C la pătrat ori B plus C supra A. Și acum apar produsele astea de câte două. Ăsta să fie ăsta și celălalt să fie așa ceva. B plus C supra A. Și la fel, dacă se gândește la fiecare, apare inegalitatea aceea, produsele de câte două, și apare A pe lângă B plus C, da, și
urmăresc. Nu mai urmărești. Nu mai deloc, adică... Da, am înțeles. Cert este că fiecare termen de acesta poate fi privit ca un produs de doi termeni, ca un produs de doi termeni care scrie în condiții lui Cepușev de aici. Da. De aceea spui, cum fac eu să dispară, când mulțesc un A supra B plus C, nu? Acolo spui chestia asta. Și, și în clipa în care îți apară cei doi produși, A1B1, adică ăsta și ăsta, urmează să, să-i poți aplica inegalitatea asta. Dacă AB și CD ar fi egal, AB cât de E ar fi egal de, sau da 1, ar merge. Ar fi egal cu 5 pe 2. Deci e doar o observație. Deci faci o dată pe aia? Faci o dată pe aia, că s-o posiți nu mai e mic aici. Și, și nu suntem acum chiar în cea mai bună formă, zice. Exact. Să mă uși o privire de asta. Asta am lăsat așa, că scrieți domnului profesor pe un caiet inegalitatea asta. Asta și celălalt de două să mă uit o privire. Astea trei inegalități din culegerii. Scrie pe o foaie, ca să-i domnului profesor.